Oaspeții noștri, Victoria Bugești, echipament roșu-albastru și Voința Limpeziști, echipament alb-albastru. Iată care sunt și cele două formații. Începem mai întâi cu echipa gazdă, Voința Limpeziști, Tudor în poartă și jucători de câmp, Radu, Puteanu, Costache, Vladu, Vișan, Jipa, Chivu, Ionescu, Ilie și Lemnaru, care este capitanul echipei, antrenor Dedu Ioniță, antrenor secund Dedu Sandu. De partea cealaltă, reprezentanta județului Vrancea, Victoria Gugești, începe această partidă cu Ciubotaru Ionuț în poartă, jucător de câmp, Milea Gurău, Mihailă Mănăilă, Salaoru, Ciubotaru Florin, Dumitriu Hoțoi, Budeanu și Costin. Antrenor principal, Octavian Bucătaru, antrenor secund, Vasile Sandel, președintele clubului Talpan Cosmin. Meciul va fi condus la centru de o brigadă din Ilfov, la centru Coza Ionuț, ajutat la cele două linii de Mindeară Valentin și Negru Ioan. Observatorii acestui meci sunt Lefter Gabi din Ploiești și Mihai Daniel din Ilfov. Lovitura de începere va aparține echipei gazdă, Voința Limpeziști. De partea cealaltă, Victoria Gugești, echipament roșu-albastru, tricou roșie și shorturi albastre. Ionescu acum a fost la minge și vor arunca gazdele de la margine. Claudiu Ionescu, iată un jucător cu nume care evoluează pentru echipa gazdă. Sunt sigur că vă aduceți aminte de jucătorul care a evoluat la multe echipe din Liga 1, dar vom vorbi ceva mai târziu despre acest jucător. Acum echipa gazdă beneficiază de o lovitură de colț, prima lovitură de colț a acestei partide. Iată, echipa gazdă deschide scorul. Voința Limpeziști înscrie în minutul 1 pentru Voința Limpeziști, jucătorul cu numărul 3, Nicușor Radu. Nicușor Radu. În acest moment, Voința Limpeziști 1 a înscris Victoria Gugești 0. Cu capul din careul de 6 metri. O apărare care dormea, cred, la această fază. Un început cum nu se putea mai prost pentru Bugește. Iată că de fapt partida începe de la scorul de 1-0 pentru Voința Limpeziști. Poate că acest gol îi va trezi pe jucătorii lui Octavian Bucătaru și poate că vom avea un meci spectaculos fără a mai trece prin obișnuita perioadă de tatonare, așa cum de obicei întâlnim la partidele cu miză, la partidele de baraj. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit, dar sunt sigur că s-au studiat reciproc la meciurile pe care acestea le-au jucat în campionatele din Buzău și Vrancea.
Costache, acum la minge, Jipa. Iată pe Salaoro a câștigat această minge. Experimentatul Costin, acum Dumitriu, Mănăilă. Recuperează Ciubotaru foarte bine, o minge care este trimisă pe dreapta, însă acolo nu mai ajunge Hoțoi. Gazdele vor repune de la margine. Nu puteau să lipsească de la această partidă cei doi președinți de Asociația Județeană de Fotbal. Este vorba despre Adrian Petre de la AJF Buzău și Dan Dumitru de la AJF Vrancea. Bineînțeles că în tribune se află și primarii celor două localități. Este vorba de Vasile Vatră de la Gugești și Dorin Moise, primarul comunei Movila Banului. Pentru că Limpeziș este un sat din care face parte din comuna Movila Banului. În premieră, echipa din Limpeziș a câștigat Liga a 4-a din județul Buzău. Bugești a mai câștigat și a mai participat la baraj și acum 2 ani, în 2020. Într-un an foarte complicat din toate punctele de vedere. Iată pe Lemnaru, capitanul echipei și golgheterul gazdelor. Vinge în diagonală pe partea stângă. Este pericol acolo în careu. Ionescu își caută un culoar de șută. Centrează Ionescu, a respins Hoțoi, iată presiune la poarta echipei din Gugești, tot gazdele rămân periculoase, în careu scoate cu piciorul ca la handball Ciubotaru, acest șut trimis de Costache. Acum Budeanu este deposedat și Lemnaru din 8 metri trimite pe lângă poartă. Iată echipa gazdă, început în forță. Se pare că golul primit în minutul 1 își pune amprenta pe moralul jucătorilor lui Octavian Bucătaru. Dar să sperăm că experiența lui Costin, Salaoru, Ciubotaru, Milea, Mănăilă va reuși să echilibreze această partidă. Este un meci care se dispută în sistem tur-retur. Peste o săptămână la Gugești va avea loc partida retur. Iată pe Hoțoi, pe banda dreaptă, a încercat un dribbling, a degajat acolo Chivu în afara terenului, aruncă de la margine prin Mihăilă. Acum Milea, nevoit să se întoarcă și trimite către propriul portar, Ciubotaru. Gură până la Mănăilă, o minge pentru Costin, acesta nu reușește să preia, iată pe Costin. Într-un duel cu Vișan. Un pressing al gugeștenilor îndrăzneț. Este bine că încercăm să recuperăm mingea chiar din propria jumătate de teren a echipei gazde. Și a dat roade acest pressing. Este o aruncare de la margine. Execută Mihăilă. Costin a jucat periculos și se acordă o lovitură liberă indirectă pentru echipa gazdă.
Budeanu nu a încercat să îi trimită mingea, nu a reușit de fapt să îi trimită mingea lui Hoțoi, acum Mihailă trimite în centru la Budeanu, Salaoru, ușor, ușor, parcă se îmbunătățește jocul echipei din Bugești, poate că vom reuși să fim și periculoși. Să preia această minge. Acum e echipa gazdă, un atac pozițional oprit acolo de Mihailă, care pleacă bine la atac, este deposedat. Echipa Voința Limpeziș a câștigat acest campionat având un avans de 4 puncte față de echipa de pe locul 2, Lanurile, în timp ce Victoria Bugești a terminat pe primul loc și a devansat-o pe Inițiu Focșani. Un singur punct diferență între cele două formații, atunci Costin trimis cu capul către Budeanu. Gurău, Mănăilă. Și este posesie pentru Limpeziș. Ionescu cu ceva kilograme în plus, dar totuși știe să conducă foarte bine mingea. Gol! Echipa tată Lebnar cu Voința Limpeziș. Minutul 13. Jucătorul cu numărul 10, capitanul echipei, Lebnaru Alex. Golgheterul echipei gazdă, Lemnaru, înscrie pentru 2-0. Și iată că după 15 minute... Voința Limpeziș 2, Victoria Bugești 0. Echipa din Bugești se vede condusă cu două goluri diferență. Nu mai au nimic de pierdut, bugeștenii și sunt obligați să înscrie. Totodată trebuie să fie atenți și în defensivă. Altfel, s-ar putea să fie o zi neagră pentru bugeșteni. Să sperăm că nu va fi așa. În fotbal se pot întâmpla multe. Pe Costin a încercat să pătrundă, a fost oprit de Radu și atât pe Lemnaru, care a fost aproape să reia spre poarta lui Ciubotaru. Costin în adâncime și iată!
Este gol! Reducem din diferență prin Costin. Ce vă spuneam ceva mai devreme, că în fotbal este posibil orice. Numărul 13, Costin Cătălin. Cel mai experimentat jucător al echipei din Gugești reușește să reducă din diferență. A fost un lob perfect reușit de atacantul Cătălin Costin. Și atât este rândul echipei gazdă să înceapă jocul de la jumătatea terenului. 3 goluri în 17 minute în această partidă. Costin, un jucător experimentat care a mai jucat la CSM Focșani, la FC Panciu, la FCM Bacău și, dacă nu greșesc, și la Astra Ploiești. Iată, își face datoria încă o dată. Numai că trebuie să fim atenți în defensivă. Milea trebuie să degajeze lung de acolo, din careu, către același neobosit Costin, care pândește orice greșeală a defensivei din Limpeziș. Costin pasă pe dreapta pentru Dumitriu. Parcă s-a mai tăiat din elanul gazdelor după acest gol. Gureu a respins acum Mihailă. Salaoru, presat, degajează până în cealaltă jumătate de teren. Iată, din nou este angajat Costin. Foarte bine l-a găsit Mănăilă. Costin a trimis din interiorul careului peste transversală. E bine că ne mai apropiem de poarta a echipei gazdă. Comuna Movila Banului, vă spuneam, îl are ca primar pe Dorin Moise, care sprijină activitatea acestei echipe. Este o localitate cu aproximativ 2700 de locuitori. De cealaltă parte, comuna Gugești îl are în frunte pe primarul Vasile Vatră și o populație de aproximativ 5000 de locuitori. Salaoru, Dumitriu, pe dreapta, este Mănăilă, a centrat, însă a reținut în doi timpi portarul Tudor. Mai spun că județul Buzău are deja două echipe în Liga 3. Este vorba despre Metalul Buzău și CS Râmnicu Sărat. Să nu uităm nici de Gloria Buzău în Liga a doua. La acest capitol stau mai bine buzoienii. Noi suntem reprezentați în Liga 3 de CSM Focșani 2007. Iar dacă va reuși să promoveze echipa din Gugești, va fi binevenită în Liga 3, mai ales că aici a mai evoluat în urmă cu aproximativ 30 de ani. Ne aducem aminte de Foresta Gugești, care a evoluat în divizia C în 3 ani, 85-90, cei mai vechi
dintre iubitorii fotbalului din Vrancea și se aduc aminte și de acel meci jucat de Foresta Gurgești în 16-mile Cupei României cu Farul Constanța, atunci când bugeștinii au pierdut în prelungiri cu 2-1. A trecut însă mult timp de atunci, iată că echipa din Gurgești se află la două meciuri de promovare. Suntem siguri că și echipa gazdă își dorește cu ardoare să promoveze în Liga 3. Important este ca echipele care reușesc să promoveze în aceste meciuri de baraj să se și mențină, să aibă posibilitățile financiare să rămână în Liga 3, pentru că deja sunt 2-3 partide de baraj care nu se dispută, dar o să vă prezint ceva mai târziu și meciurile care se joacă astăzi, la prima întrerupere a partidei. Iată-l pe Dumitriu la jumătatea terenului, o minge în adâncime pentru Mănăila, a ieșit portarul Tudor și este repunere din colțul careului de 6 metri. Poate că dacă Mănăila s-ar fi dus mai curajos acolo, ar fi fost faultat de Tudor, s-au evitat reciproc cei doi. Claudiu Ionescu își așează acolo mingea. Vă spuneam, un jucător experimentat care a mai evoluat la Gloria Buzău, Steaua București, Politehnica Iași, Rocar București, Politehnica Timișoara, FC Milsami, Ares Limassol, Concordia Chiajna, CF Brăila, Olimpia Râmnicu Sărat și iată-l acum la 40 de ani la aici, la Voința Limpeziș. Se mai spune generalul, iată-l pe Ionescu, a preferat să centreze, a respins acolo Ciubotaru. Acum Ilie a trimis pe partea stângă lui Chivu, margine pentru gazde. Jocul este întrerupt, se cere intervenția cadrului medical. Mihăilă acuză acolo durere la piciorul drept. Pe banca de rezerve la Gugeș se mai află Bratu, Teodorescu, Dumitriu Ciprian, Dediu, Chivu și Drăgan. Care lungă în careu, respinge Mănăilă. Iată ce frumos a reluat acolo o foarfecă a lui Costache, care a făcut deliciul publicului. Mingea cred că a fost deviată de Ciubotaru în stâlpul din dreapta al porții și puteam asista la un eurogol aici, la Limpeziș. Radu degajează până la Ciubotaru, Hoțoi acum pentru Dumitriu. Acesta îl are în față pe Jipa. Câștigă acest duel
jucătorul gazdelor, Duca, mingea rămâne pe partea stângă. Centrează Duca, însă acolo nu este decât portarul Tudor. Trebuie să ne repliem rapid, pentru că gazdele, iată, duc mingea în cealaltă jumătate. Centrează Costache la întâlnire! Ce fază simplă! Reușește dubla în minutul 33. Jucătorul cu numărul 10, Lemnaru Alin Alex. O fază simplă. Voința Limpediș 3, Victoria Bugești 1. O fază simplă de atac a echipei gazdă. Mingea de pe partea dreaptă a fost trimisă de Costache la întâlnire pentru Lemnaru, care nu greșește. Vă spuneam că Lemnaru a fost premiat înaintea acestei partide de președintele Asociației de Fotbal Buzău, Adrian Petre. Acesta este golgheterul Ligii a 4-a din Buzău. A reușit numai puțin de 38 de goluri. Așadar, iată, un veritabil om de gol. Minutul 35 al partidei și din nou se reface diferența de două goluri. Voința Limpeziș 3, Victoria Gugești 1 în meciul tur pentru promovarea în Liga a 3-a. A doua schimbare în echipa Victoria Bugești, iese jucătorul cu numărul 87, Mihaela Viorel, și intră jucătorul cu numărul 2, Dediu Cătălin. Iată, Mihaela părăsește terenul accidentat, în locul lui a intrat Dediu. Iată, o ciocnire tare la jumătatea terenului. Doi jucători, cred că s-au lovit, au dat cap în cap. Zidul va fi așezat la distanța regulamentară. Patru jucători acolo în încercarea de a bloca șutul lui Milea. Milea cu piciorul drept a trimis însă peste poartă. Să sperăm că la pauză bugeștenii vor reuși să analizeze rapid acolo unde au greșit, să remedieze problemele din defensivă. Poate că în repriza secundă vor deveni mai periculoși pentru poarta lui Tudor. Sigur că planurile lor le-au fost date peste cap de acel gol primit în minutul 1. Costin venit în propria jumătate de teren pentru a prelua această minge. Dumitriu degazează Jipa, iată, într-un picior pe Ciubotaru și nu cred că acesta va mai putea să revină pe teren în repriza a doua. Milea nu riscă și degajează din prima, acum mingea ajunge pe partea stângă la Duca. Aruncat Dumitriu de fluierul arbitrului. După 45 de minute, Voința Limpeziș conduce pe Victoria Bugești cu scorul de 3-1.
mai vom... Domnul președinte, vă mulțumesc mult! Ne pregătim, dragi prieteni, de repriza a doua, Voința Limpezici, Victoria Gugești. Îi mulțumesc mult, domnul președinte, pentru această intervenție. Probabil să ne vedem săptămâna viitoare la Gugești, unde cred că vor fi foarte mulți spectatori. Am văzut foarte mulți spectatori de la Gugești și astăzi. S-au venit în jur de 100 de spectatori. Probabil și acolo tribunele vor fi pline. Cu siguranță, cu siguranță v-am spus. E o echipă de tradiție. Fotbalul are locul lui în comuna Gugești. Au un primar care trebuie lăudat, astăzi se află împreună cu viceprimarul și cu câțiva consilieri, se află la Limpezici. Da, e un fost sportiv și atunci a dat o atenție deosebită. Asta este cel mai important, că primarul îi place fotbalul, există și fotbal în localitatea respectivă. Da. Iată că ne pregătim de startul reprizei secunde. O veste proastă la echipa din Gugești. Nu a mai putut continua portarul Ciubotaru. În poartă a intrat nimeni altul decât Cătălin Costin, autorul golului gugeștenilor. Așadar, Ciubotaru a fost înlocuit de Teodorescu, în poartă este Costin, pe teren pentru Gugești. Acum vârf de atac în repriza secundă va fi Dumitriu Ciprian. Și el un jucător cu experiență la nivelul Ligii a 4-a Brâncene. Să vedem dacă va reuși și el să înscrie un gol, așa cum a făcut-o și Cătălin Costin. Neașteptat acest eveniment pentru Octavian Bucătaru, accidentarea portarului Ciubotaru. Nu știu dacă pe banca de rezerve se mai află un portar de rezervă sau poate că acesta este prea tânăr și atunci Bucătaru a preferat să... în poartă pe Costin. Iată, bine, Costin acum reține această minge. Dumitriu și obținem o aruncare de la margine. Ar fi bine să conservăm acest rezultat și poate că să și mai înscriem dacă vom avea șansa în meciul retur care se va juca peste o săptămână la Gugești. Poate că altele vor fi datele probleme, atunci gugeștenii vor juca pe teren propriu, dar iată echipa gazdă, Voința Limpezici, obține o lovitură liberă de la marginea careului de 16 metri. Același Claudiu Ionescu, care este executantul loviturilor libere, va trimite această minge în careu. Milea, o minge lungă pentru Dumitriu, care nu mai urmărește, a fost tare trimis această pasă și degajează Tudor lung și înalt până în cealaltă jumătate de teren.
cu soarele în față se află defensiva echipei din Bugești. Și gol reușit de Costate. Voința Limpeziș a marcat jucătorul cu numărul 6, Costache Stelu. Din acest moment, Voința Limpeziș 4, Victoria Bugești 1. Un eurogol reușit de Costache, care de la aproximativ 20 de metri a șutat cu piciorul stâng direct în vincul porții lui Costin. Și scorul, iată, ia proporții. Lucrurile au fost astăzi total împotriva echipei Victoria Bugești. Iată, gol primit în minutul 1, gol primit în startul reprizei secunde, în minutul 50. Și în aceste condiții, misiunea bugeștenilor devine aproape imposibilă. Pentru Mănăilă, acesta este la marginea careului, nevoie să se întoarcă. Emilia, acum Mănăilă. Între patru adversari acolo Mănăilă a pierdut mingea. Bine, intervine Teodorescu, acum Salaoru, șutează Salaoru. Puțină pe lângă stâlpul din stânga porții lui Tudor. Ar trebui să încercăm mai mult aceste șuturi de la distanță. Iată, va fi un locuire la echipa gazdă. Intră pe teren Petcu în locul lui Vladu. Degajează Tudor până la jumătatea terenului. Respinge Teodorescu. Acum Duca. Aruncăm de la margine prin gură. Prima schimbare în echipa Voința Limpeziș. Iese jucătorul cu numărul 21, Vladu Sorin, și intră jucătorul cu numărul 5, Petcu Victor. Gazdele parcă au oprit motoarele acum în repriza secundă, dar pot fi periculoși la această fază. Costache se joacă acolo cu această minge și irosește o șansă de gol. Iată-l pe Costin ieșit din poartă în afara careului. Faultează. Să sperăm că ocaziile se vor răzbuna. Așa se spune în fotbal, că ocaziile se răzbună. Deocamdată nu s-a adeverit acest lucru. O lovitură liberă care va fi executată de același Claudiu Ionescu la colțul scurt. Însă Costin a fost atent.
ca de la fotbalist la fotbalist a încercat Ionescu acolo să-l păcălească pe Costin. Amândoi sunt atacanți, dar acum Costin a fost nevoit să intre în poartă. Poate că cei doi sunt cei mai reprezentativi jucători de la cele două formații. Și iată o pauză de hidratare la jumătatea reprizei secunde. Poate cine știe acum urcă și fundașul central Teodorescu. Respinge defensiva gazdelor. Dediu atent, acum Dumitriu Ciprian, o minge de angajament pentru Mila, acesta prea ia mingea pe piept, este cu spatele la poartă. Dumitriu Ciprian lasă mingea și Teodorescu marchează foarte bine. Dumitriu Ciprian a sărit peste minge și iată pe fondul relaxării echipei gazdă, echipa din Bugești reușește să reducă din diferență prin fundașul central Teodorescu. Cu numărul 31, Teodorescu Mihail. Din nou speranțe pentru echipa din Bugești, mai ales în perspectiva meciului retur. Minutul 75, 4-2. În turul barajului de promovare pentru Liga 3 dintre Voința Limpeziști și Victoria Bugești. Numărul 9, Hoțoi Andi și intră jucătorul cu numărul 98, Bratu Cosmin. Iată la echipa din Bugești a intrat pe teren și un tânăr jucător, Bratu, care înlocuiește pe Hoțoi. Centrare la colțul lung, Claudiu Ionescu cu capul trimite în plasa laterală. Au redus din turație și gazdele. După ce în minutul 50 conduceau cu scorul de 4-1 și păreau dezlănțuiți, iată că bugeștenii au reușit să mai echilibreze puțin jocul, să fie mai mult prezenți în jumătatea de teren a echipei gazdă. Și iată din nou lovitură de colț de pe cealaltă parte de teren. O fază fixă, urcă din nou Teodorescu în careu. Iată cu 6 jucători Bugeștiul acum. Execută Duca, a respins Costache. Rămâne mingea în posesia bugeștenilor. Dumitriu către Bratu, a ieșit portarul Tudor și a respins până la Dumitriu Ciprian, însă acesta cu capul nu putea să înscrie de la 16 metri. Iată-l pe Lemnaru, autor al două goluri în această partidă, parada al lui Costin. Și... și înscrie din nou capitanul echipei numărul 10, Lemnaru Alexandru. Hat-trick reușit de Lemnaru. În acest moment, Voința Limpeziști 5, Victoria Bugești 2. Deși înconjurat de 3 adversari, Lemnaru cu spatele la poartă se întoarce și reușește să înscrie. După ce în prima fază Costin avusese o paradă frumoasă. Iată, se reface diferența de 3 goluri.
Milea pleca de unul singur de la jumătatea terenului, Bratu, prea tare această minge pentru Milea. Ionuț Coza fac o rectificare, este arbitru în lotul de Liga 1. Ocazie bună, Bratu a trimis cu capul pe lângă poartă. Așadar, mea culpa, această informație am primit-o de la fostul arbitru divizionar, Mihai Gică, acum antrenor de copii și juniori, cu rezultate bune la echipa CSM Focșani 2007, Under 11. Echipa gazdă în atac și este lovitură liberă directă de la aproximativ 30 de metri. Claudiu Ionescu și Jipa acolo. Schimbare în echipa băieța limpezi și este jucătorul cu numărul 6, Costache Stelu. Felicitări pentru felul în care ai jucat și încă jucătorul cu numărul 98, Marin Florin. Duca îl are în stânga pe mânăilă și este lovitură liberă. Duca a fost faultat. Iată aceeași poziție cum a avut Claudiu Ionescu ceva mai devreme, aproximativ 30-35 de metri de poarta lui Tudor. 3 minute sunt arătate de centralul Coza. Ce bun ar mai fi un gol acum în aceste minute de prelungire. Dumitriu Liviu centrează pe 6 metri, nimeni acolo să urmărească. Duca. Acum Milea pe partea dreaptă. Un dribling frumos, pătrunde în care o Milea. Mai face o mișcare în plus. În cele din urmă reușește să centreze și va fi lovitură de colț. Iată, terminăm în atac. Poate, poate cine știe ce iese de la acest corner. Teodorescu, se dau lupte grele acolo în careu. Doi jucători de la Bugești rămân întinși pe gazon. Salaoru într-un duel cu Lemnaru. Iată ce viteză are Lemnaru. Bravo Costin, bravo Costin, salvează echipa de la golul 6 și menține șansele bugeștenilor ceva mai mari pentru retur. Chiar dacă sunt 3 goluri diferență, Bugeștiul poate să revină. Ținând cont că va evolua pe teren propriu, poate că în meciul retur va beneficia și de aportul lui Stanciu, un jucător care nu a evoluat astăzi din cauza cartonașului roșu primit în finala Cupei României, faza județeană. Poate că își va reveni și portarul Ciubotaru.
O nouă schimbare în echipa Voința Limpeziș este jucătorul cu numărul 7, Jipa Eduard, și jucătorul cu numărul 17, Dedu Sandu. Putem spune că Cătălin Costin a fost cel mai bun jucător pentru Gugești, a marcat și un gol și, și a salvat echipa în alte 3-4 situații. Iată din nou lovitură de colț la ultima fază a partidei. Mulți jucători de la Gugești în careul gazdelor cu capul mănăină, nu găsește spațiu porții și cred că se va auzi fluierul de final, așa este. Ionuț Coza pune punct acestei partide. 5-2 pentru echipa gazdă. Returul se va juca peste o săptămână și să sperăm că acolo cu ajutorul publicului bugeștenii vor reuși să întoarcă soarta acestei duble manșe.